Deci nu a început bine anul 2016, că au început să se împartă premii la Hollywood. Primul festival care și-a anunțat câștigător este cel de la Palm Springs. Actori consacrați și tinere speranță au primit distincții care, spre deosebire de premiile Oscar, au fost anunțate de dinainte. Așa că n-au avut emoții la gală, dar au de acum încolo, pentru că au devenit favoriți pentru premiile Oscar. Festivalul de la Palm Springs acordă 11 premii, iar laureații intră imediat în rândul favoriților la Oscar. Trofeul Stea Internațională, decernat lui Michael Fassbender, a fost înmânat de partenera sa din filmul Steve Jobs. Fassbender a profitat de ocazie ca să-i mulțumească pentru colaborare. You know, your wicked sense of humor and just sort of maternal nature kept everyone's spirits buoyant. And, you know, that's not to mention your acting ability. You're a class act. Același trofeu la categoria feminină i-a revenit tinerei actrițe Saoirse Ronan, care avea și un alt motiv de bucurie. Ryan Gosling gave me an award like about 2 months ago. And he got up and he said, by the way, her name's Saoirse, like inertia. And as soon as he said that, everyone noticed and everyone listened. And now everyone can pronounce my name. Saoirse Ronan a și înmânat un premium, trofeul Desert Palm, acordat lui Cate Blanchett, care și-a permis să glumească puțin pe seama tinerei sale colege. Appreciate that. Thank you. Thank you, Saoirse. You can get off the stage now. You're too young and talented and gorgeous. For me. Iar Johnny Depp, distins cu același trofeu, a glumit chiar cu publicul, prefăcându-se care de gând să rostească un discurs interminabil. Hope you guys are like planted well in your seats. This is going to take about 35 minutes. Maybe 37. I don't know. We'll just wing it, shall we? Yeah, I'm going to take 45. I'm just going to look because I can't see the... Let me see. Yeah, it's over with. That's it. Thank you so much, you guys, yeah? Matt Damon, Rooney Mara și Bryan Cranston s-au numărat de asemenea printre laureați, iar Helen Mirren sau regizorul Ridley Scott printre cei care au în mână distinct.